Apare, nu mai știu să vorbesc. Este a patra oară când încep acest clip. Hei, oameni dragi, bine ați revenit pe acest canal. Mă scuzați că abia respiră, dar am alergat încolo și încoace, pentru că mâine dimineață plecăm în România pentru câteva zile, 10 zile. Sunt bagaje peste tot, încerc să fac curat, vreau să mă spăl și pe cap, să-mi fac și unghiile, să pregătesc tot și să filmez și două clipuri. Acum îl filmez pe primul, dar văd că mă lungesc o groază pentru că nu mai știu să vorbesc. Tocmai ce mi-a ajuns, că tot este un clip cu subiectul cărți, tocmai ce mi-a ajuns acum la ușă, cadoul pe care mi l-am făcut eu de Crăciun, un Kindle, care am zis că o să-mi fie foarte util când plec pe undeva, când mai vreau să citesc, nu știu, când plec și chiar și în oraș și mă duc și trebuie să aștept la cozi. Decât să car un asemenea monstru cu mine, mai bine am Kindle-ul. Știu că nu o să-l folosesc tot timpul pentru că îmi place să citesc cărți fizice. Asta este pasiunea mea, este hobby-ul meu, obsesia mea, ca zic așa, să am cărți fizice, să le citesc așa. Deci nu cred că o să renunț prea curând la acest obicei. Recunosc. Cumpăr cărți, chiar dacă nu le citesc imediat, cumpăr cărți în prostie. Îmi doresc în viitor să am un fel de librărie anticariat, așa, un loc unde să vină lumea să citească cărți, să bea o cafeluță. Mi-ar plăcea efectiv să am biblioteca mea. Momentan nu am nici măcar o bibliotecă să-mi pun toate cărțile astea, stau pe jos. Să am biblioteca mea, să o dau așa mai departe copiilor, nu știu, e un sentiment foarte plăcut. Părinții mei au avut multe, multe cărți pe care le-am luat eu, sunt în București. N-o să car niciodată acele cărți după mine, dar de la ei am preluat chestia asta și bunicii mei aveau foarte multe cărți și multe au ajuns la mine. Deci e un fel de tradiție, ca zic așa, ce să mai. Cam asta este introducerea lungă, îmi pare rău pentru asta. Hai să intrăm în subiectul de astăzi. Este un clip mult așteptat, știu, și mie îmi place foarte mult să filmez clipuri cu și despre cărți, dar câteodată, ca acum, nu prea am citit nimica. Și cărțile noi erau la București, așa că nu am avut cum să filmez un astfel de clip și îmi pare tare rău. Dar astăzi avem un clip, zic eu, lung despre cărți. Nu sunt toate cărțile noi, pentru că mama, când mi-a trimis bagajul, nu a putut să mi le trimită pe toate. Am fost în România în vara trecută și am stat o lună jumate unde am prins câteva reduceri pe Elefant și am comandat. Am comandat, cred că au fost 3 comenzi, mari și late. Acum avem o comandă, mai am câteva cărți primite și de la Antique Ex Libris, care este locul meu preferat de cumpărat cărți din București, pentru că găsești foarte multe cărți și în engleză și în română la prețuri atât de bune. Este genial acel loc. Sunt 2 magazine, unul este pe strada Doamnei și unul cumva vis-a-vis de spitalul Colțea, cam pe acolo este, pe trotuarul celălalt, nu pe trotuarul cu spitalul, pe trotuarul celălalt. O să vă las un link în descriere cu site-ul lor, pentru că au și site online. Puteți să dați comandă și online, dar dacă sunteți în București sau ajungeți în București, vă recomand să mergeți acolo. Genial! Sigur plecați cu ceva. Vă garantez că plecați cu o carte, cel puțin de acolo. Eu cum mă duceam înainte, când eram în facultate și aveam facultatea lângă, cumpăram la cărți de acolo, vai de mine. Hai să vă arăt ce am primit de la ei, că dacă tot am menționat acest anticariat. Am 3 cărți, una în română și 2 în engleză. Astea 3 sunt? Tind să cred că mai era ceva, dar nu mai știu sigur. Cred că da, nu astea 3 sunt. Am o carte de Gabriel García Márquez. Am auzit foarte multe lucruri despre acest autor și am auzit că are niște cărți foarte bune. Of Love and Other Demons. E tradus și în română. Este tradusă și în română această carte. Este micuță, așa arată cartea. O să vă pun cadre și cu spatele cărții ca să citiți voi descrierea, pentru că dacă aș citi descrierea la fiecare carte, mi-ar lua o veșnicie. Până mai am o carte tot așa micuță de Charles Bukowski, Post Office. Sinceră să fiu, nu am apucat să mă uit peste ele pentru că au venit, nici n-am avut timp să, au venit pe 24 seara, pe 24 la 12 noaptea, noi eram după bagaj. A trebuit să mergem la o oră și jumătate distanță de casă ca să luăm bagajul și nici n-am avut timp, am fost de Crăciun, am alergat de colo-colo și abia acum am așez să filmez acest clip și să vă arăt cărțile peste care nici eu nu m-am uitat. Și cealaltă carte tot de la ei este o carte în română. Nu, asta nu e de la ei. Asta este de la Nemira. Cred că lipsesc niște cărți. Cred. În orice caz, vă arăt ce am acum. M-am zăpăcit de tot, nu mai contează. Această carte este primită de la editura Nemira, din această colecție, Armada. Mi se pare că și cartea Ceva în apă tot din această colecție este. Dar văd că scrie că este SF, fantasy și thriller. Thrillerul este cu bold.
deci înseamnă că este mai mult thriller, și vă care loc o crimă. Directorul unei companii moare subit, printre personajele principale, 4 fete care lucrează la compania cu pricina. Pare interesantă, așa că o să vedem despre ce e vorba. Evident că o să vă țin la curent cu toate. Când o să termin mai multe cărți, fac și un clip cu ce am citit în ultimul timp. Cât am fost atunci în România, am urmărit, pentru că efectiv am stat la relax și m-am uitat la Outlander, la tot serialul, la toate cele 4 sezoane. Și după ce am terminat serialul, am zis că trebuie neapărat să citesc și cărțile. Chiar dacă sunt imense și sunt multe volume, am zis nu trebuie să-mi scape, așa că una mi s-a îndoit, ceea ce m-oftic, dar o să-și revină ea. Astea sunt câteva din ele, pentru că restul le am acasă, nu mi le-a trimis pe toate. Măcar de le-aș citi eu pe astea, dar da. Asta este primul volum, da, prima parte din seria Outlander. Îmi plac foarte mult. Știți ce le lipsea la aceste cărți? Să aibă coperta cartonată. Deci eu mă oftic când nu am cărțile cu coperta cartonată, pentru că acelea cartonate se păstrează mai bine în timp. Și astea, după cum vedeți, deja mi s-a îndoit aici. Mă rog. Cu toate că dacă era și cartonată această carte, îmi rupea mâinile. Câte pagini are? 795 de pagini. Atât? Ar fi avut, cred că, 1000, dar are scrisul foarte, foarte mic și de asta s-au restrâns paginile, dar cred că ar fi avut 1000 pe puțin. Pe urmă avem a doua parte, Talismanul, volumul 2, și volumul 3, care este împărțit în două cărți, pentru că altfel ar fi fost și ăsta imens, Cercul de Piatră. Două volume. Îmi plac foarte mult coperțile, cum arată în sine, v-am zis. Mi-ar fi plăcut să fie cartonate, dar da. Văd că și asta s-a lovit aici în colț. Și tot din acea comandă de pe Elefant am luat acest volum, primul volum dintr-o serie de romane polițiste cu crime. Se numește Cine moare primul. Este destul de înfricoșătoare, ca să zic așa, carte, adică înfricoșătoare. Ideea mi se pare, nu știu, îmi dă fiori. Este vorba, deci să vă citesc primele două rânduri. Doi ostatici, un singur glonț, doar unul va supraviețui. Este un cuplu, sunt suflete pereche, vor să-și petreacă restul vieții împreună și se trezesc singuri într-o cameră și ca să iasă din acea cameră, unul dintre ei trebuie să îl împuște pe celălalt, pentru că au un pistol cu un singur glonț. Sunt închiși acolo mult și bine. Să vedem ce-o fi și cu această carte. Am al doilea volum și am zis că vreau să citesc primul volum, că poate au legături. Roman din seria Helen Grace. Cred că aceasta este detectiva, care are cât de cât legătură unul cu celălalt, dar nu. Cred că în fiecare roman este altă poveste, pentru că cel de-al doilea mi se pare că se numește Ghici ce-i în cutie. Vi l-am arătat mai de mult în alt hol. Nu am citit-o pentru că am așteptat primul volum. L-am luat, să vedem când îl citesc, pentru că nu știam despre ce e vorba. L-am văzut, am văzut că e primul volum din seria aceasta, l-am cumpărat și când a venit acasă și am citit descrierea, mi-a dat așa un fior pe șirea spinării. Și tot din comanda de pe Elefant am luat două cărți romantice pe stilul meu. Prima este Te-am ales pe tine, o poveste de iubire, care arată așa, foarte drăguță. Nici nu știu despre ce este vorba exact. Cred că am citit atunci când am comandat descrierea. O tânără distrusă, un tânăr care are nevoie de ajutor. Deci, da, o poveste de dragoste. Probabil clișeică, așa cum îmi place mie, cum v-am mai zis. Și, pe urmă, cum să furi o inimă cu un sărut. Această carte, vă zic sincer, că am cumpărat-o datorită aspectului. Mai fac chestia asta din când în când, jumătate din timp. Mi s-a părut interesantă, tot așa, clișeică, romantică, se citește repede, este o carte numai bună de citit atunci când se întâmplă să fie acel reading slump și nu ai chef de nimic. Mi se pare că astfel de cărți mă scot din această stare, așa că o avem pe aceasta. Am mai cumpărat două cărți, de fapt aceasta am primit-o când am fost în România. Eram cu una dintre prietenele mele, eram prin Cărturești și mi-a făcut-o cadou, 10 negri mititei de Agatha Christie. Vreau să citesc cât mai multe cărți de Agatha Christie pentru că am citit Crima din Orient Express și mi-a plăcut la nebunie. Foarte mișto acea carte. Are un stil autoare asta și se citește super repede pentru că te ține în suspans de la pagină la pagină fără să te plictisească un moment și treci imediat prin carte. Plus că sunt micuțe, subțirele. Asta este un pic mai mare pentru că are scrisul foarte mare înăuntru, dar se citește foarte, foarte repede. Abia aștept să văd cum este. Și, dacă tot vorbim de Agatha Christie, hai să vă arăt și această carte. Am început să o citesc, am citit câteva pagini, dar nu am apucat să o termin pentru că am fost pe fugă zilele astea, după cum v-am zis. Este o carte pe care am văzut-o într-o reclamă, ceva, și era la chioșcurile de ziare și am rugat-o pe mama să se oprească să mi-o cumpere și mie.
Crăciunul lui Poirot este o carte Crăciun, nu puteam să o pierd, plus că este scrisă de Agatha Christie și v-am zis că vreau să citesc cât mai multe cărți scrise de ea și am auzit că este mișto, cu toate că la aici la început scrie fix așa, mesaj de la autoare. Dragul meu James, ai fost întotdeauna unul dintre cei mai fideli și mai binevoitori cititori ai mei. Tocmai de aceea am fost serios tulburată primind o critică din partea ta. Mi-ai reproșat că crimele mele au devenit mult prea rafinate, mult prea noste. Mi-ai spus că tânjești după o crimă din aceea clasică, foarte violentă și cu mult sânge. O crimă despre care să nu se mai poată nimeni îndoi că a fost cu adevărat o crimă. Iată povestirea pe care ți-ai dorit-o. Scrisă special pentru tine. Sper să-ți placă. Deci, s-ar putea să fie o crimă sângeroasă. Să vedem cum este și aceasta. Că veni vorba, mi-am luat pentru acest micuț să citesc în România, mi-am luat această carte și încă câteva cărți pe care le-am citit pe jumătate. Și sper eu să termin de citit. Măcar acum, în vacanță, stau 10 zile să citesc, să mă relaxez. Cealaltă carte cumpărată din librărie, din Cărturești, este Viața secretă a marilor artiști. Am văzut aceste cărți, că sunt mai multe. Este și cu scriitori, este și cu artiști și compozitori, mi se pare că mai e. Cum ziceam, mai sunt încă 3 apărute la noi, sau 2. Nu, 2 sunt apărute la noi, dar am ales-o pe cea cu artiștii, pentru că am fost mai atrasă de aceasta, cu toate că sunt curioasă și de cea cu scriitorii, pentru că îmi place să citesc, dar am ales-o pe aceasta pentru că îmi place să știu foarte mult și despre artiști, despre pictori și așa mai departe, pentru că am fost la facultate de istorie artei și mai am așa niște... Mă mai atrage subiectul, ce să mai... Mă mai atrage din când în când subiectul, cu toate că la facultatea la care am fost eu am vorbit, să zicem, jumătate din timp despre subiectul istoria artei, restul am făcut istorie clasică. Trecem peste acest subiect. Nu pot zic că la sfârșitul facultății am fost fericită de alegerea făcută, dar, mă rog, asta este cu totul alt subiect. Până una alta, am ales această carte, am răsfoit-o, am trecut prin ea. Unele pagini mi se par și haioase, adică uitați de exemplu la fiecare pictor-artist. La început e o pagină în care descrie, zice, zodia, naționalitate, lucrări remarcabile, materiale folosite, stil artistic și unde îl poți vedea. Are și data nașterii, nu știu, așa, o mică descriere despre fiecare. Asta este cartea, mi s-a părut foarte interesantă și mi se pare foarte calitativă. Alte două cărți, hai să termin și cu asta, că este tot de pe elefant. M-am zăpăcit cu această carte pentru că o citesc, firar să fie din octombrie, deci fix când m-am urcat în avion să mă întorc aici, am deschis cartea să citesc primele pagini, am citit destul de mult în avion și după câte puțin când am venit și acolo am rămas. Am mai citit în ultimele zile câteva capitole, dar n-am reușit să o termin și asta nu pentru că nu-mi place, dar starea necesară să citesc. Mă simțeam foarte, foarte obosită și îmi simțeam ochii obosiți. Sper eu acum, în această mică vacanță, să recuperez. Această carte este absolut minunată, deci avem Anglia 1900 și Anglia 2011 și India 1900 și India 2011. Mi se pare o paralelă foarte, foarte interesantă. La bază este vorba despre o fată din India care ajunge să vină în Anglia cu... este însoțitoarea unei prințese și vine în Anglia cu ea la 1900. Descrie foarte, foarte frumos cultura indiană și cultura englezilor și cum era pe atunci și cum este și în ziua de astăzi până la urmă. Este o poveste de dragoste, ce să mai. Este o poveste de dragoste pe care abia aștept să văd ce întorsătură o să ia. Știu că nu o să ia o întorsătură prea frumoasă. Am așa o mică bănuială. Se întâmplă ceva dubios pe acolo. Îmi place foarte mult că este descris și un conac care mă duce cu gândul la Downton Abbey, deci pe cuvântul meu descria conacul și efectiv îmi imaginam conacul ăla din Downton Abbey. Merită citită, chiar merită citită și se citește surprinzător repede, cu toate că eu n-am terminat-o nici până în ziua de astăzi, dar se citește repede, vă zic. Am citit 3 ore pe avion, cam cât vedeți aici, plus minus câteva capitole, deci am citit ceva pe avion în 3 ore. Dacă mai eram, nu știu, încă o oră pe avion, probabil o terminam, dar... Și acum am cărți comandate de aici, de pe Amazon. În primul rând avem 2 cărți clasice, Pe sufletul meu, scrise de Jane Austen și din această colecție atât de drăguță, e drept că pe Amazon găsești cărți foarte ieftine la mâna a doua, care au defecte sau nu sunt la mâna a doua, dar sunt lovite de cei din depozit, pur și simplu se mai îndoaie o pagină, se mai zgârie, se mai nu știu ce și le vând la prețuri de nimic. Și aceste cărți le-am luat, cred că cu o liră fiecare, cam așa. Asta mi se pare că a fost aproape de o liră și asta a fost o liră. Deci au fost niște prețuri de nimic, pentru că această copertă din spate era îndoită groaznic, dar am ținut-o presată între alte cărți și nu se mai vede deloc. Mă enervează că are aceste stickere cu Amazon pe spate și fiind coperta din hârtie,
mie, când îți lipesc, se rupe coperta. Deci trebuie să suport aceste urățenii pe spate, dar în rest sunt foarte mișto, sunt într-o stare bună. Aceasta este lovită aici, puțin, dar nu mă deranjează. Avem Northanger Abbey, este o carte scurtuță scrisă de Jane Austen, și avem Clasica Emma. Clasica Emma, am văzut serialul pe Netflix, este un serial destul de scurt, are un sezon, dar merită văzut. Mă rog, dacă vă plac astfel de seriale mai de modă veche, cu Anglia pe la 1000 și ceva. Am început să citesc cartea în România, o am și varianta în română, o am de la Adevărul, mi se pare, este o colecție foarte frumoasă cu toate cărțile de Jane Austen și am început să o citesc, am citit un sfert de carte, cam așa, este drăguță, dar na, este un roman clasic și este destul de greu de citit și pe alocuri să zicem că poate fi plictisitor, dar mie îmi plac la nebunie. Îmi plac descrierile acelea lungi despre cum arăta Anglia pe atunci la țară, tot felul de chestii de genul. Activitățile pe care le făceau ei în fiecare seară, că până la urmă sunt la țară sau, mă rog, pe vremuri nu prea aveau mari activități. Stăteau, se strângeau toți la masă și se îmbrăcau frumos și jucau cărți și mâncau și așa mai departe. Dar mie îmi plac descrierile astea. Uite, și în Downton Abbey. Nu pot să zic că este mare, mare acțiune, dar toate fazele acelea, toate scenele în care se îmbracă frumos și stau la masă și tot vorbesc și așa mai departe, mie îmi plac. Deci mie chiar îmi plac. Vreau să citesc toate cărțile scrise de Jane Austen și de surorile Bronte, pentru că și cum scrie ele îmi place foarte, foarte mult stilul lor de a scrie. Ce am citit de Jane Austen? Am citit Mândrie și Prejudecată, care este clasic, și Rațiune și Simțire. Și puțin din Emma. Și de surorile Bronte ce am citit? La Răscruce de Vânturi și Jane era am citit. Au, mi-a mărțit piciorul. Au. Mai avem două cărți în același stil. The Little Book of Hygge, cu modul de viață al danezilor, și mai avem Ikigai, cu modul de viață al japonezilor. M-am apucat de ambele, îmi plac la nebunie. Aceasta Hygge se citește foarte repede și mi se pare o carte, deci cuvântul care se potrivește cel mai mult acestei cărți este cozy, nu știu, îți dă așa o stare de bine, de... Îți vine să te culcușești pe în pat cu o ceașcă de ceai sau cu ciocolată caldă și stai așa la căldurică cu ea în pat. Aoleu, deci mi se pare super mișto, vreau să le cumpăr și pe celelalte două. Mai e Liche, parcă se pronunță, și încă una, ceva cu amintiri. Este nouă apărută. Vreau să le cumpăr neapărat și pe acelea, pentru că asta chiar și-a meritat banii. Datorită acestor două cărți, cred că o să intru mai bine în anul 2020, nu știu, cu un refresh la gândire, ca zic așa. Mi se par două cărți foarte interesante și aceasta foarte, foarte mișto. Aveți de citit un pic mai mult la aceasta, dar nu este ceva plictisitor. Mi se pare un subiect interesant care se citește repede. Mă tot uitam prin casă, cumva mai am ceva ascuns pe aici, pe acolo, dar nu. Penultima carte este această frumușică, The Queen of Nothing. Este, iar am uitat cum se cheamă, fiecare să fie seria The Folk of the Air Series. Stați așa să mă uit pe Google. Stați așa. Să vedem unde este Storia Books. Făpturile Văzduhului. Asta era. O să apară acum în ianuarie și acest volum tradus în română. Este ultimul volum din această trilogie. Avem Prințul Nemilos. Cum e tradus a doua carte? Că nu mai știu. The Wicked King. Și asta este The Queen of Nothing. Abia aștept să văd cum se termină această serie, cum continuă și cum se termină. Cel mai important, pentru că al doilea volum s-a terminat într-un mod al naibii de enervant, cu toate că bănuiesc de ce a făcut personajul acela ce a făcut, am un bănuial așa, că nu a fost rea intenție undeva în spatele gândirii lui, dar m-a enervat, tot m-a enervat și vreau să termine cu bine, sper să termine cu bine. Bun, și Cireașa de pe tort, am păstrat cea mai frumoasă carte la sfârșit. Probabil dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut multe din aceste cărți, pentru că le-am arătat și pe story. Și toate story-urile mele sunt salvate în highlights pe profilul meu, deci puteți să vedeți ce am postat cu și despre cărți de acum 2 ani, cred. Da, sunt salvate acolo. Uitați un pic această minunăție de carte. Este primul volum din Regatul Spinilor și al Trandafirilor, da, le am în română pe toate trei, dar nu am putut să rezist la această carte de colecție. Sper să le scoată și pe celelalte două. A devenit una dintre seriile mele favorite, deci a sărit și peste Regina Roșie, pentru mine cel puțin, cu toate că Regina Roșie o să rămână tot timpul în sufletul meu. Mi-a plăcut foarte mult acea serie, dar această serie a luat locul. M-am îndrăgostit de personaje, de poveste, de lumea aceea. Deci m-am îndrăgostit
până peste cap și chiar aș reciti seria. Acum am un motiv în plus să o recitesc, cu toate că, Dumnezeule, am 15.000 de cărți care își așteaptă rândul. Ar fi, m-aș simți cumva prost să recitesc o serie, cu toate că mi-aș dori. Ea vine cu această cutie, o scoatem din cutie și cartea arată în halul acesta. Cum să arăți atât de bine? Cum? O avem pe copertă pe Feyre, ca așa am înțeles că se pronunță, Feyre, nu Feyre, ca Feyre ce era, detergent de vase, parcă era. Da, o avem pe Feyre aici și pe, am uitat cum îl cheamă, pe lupul rănit din serie, care este omorât la începutul seriei, Spiridușul. Și înăuntru arată la fel de superb. Avem frumos și o hartă pe aici, pe undeva, dacă o nimeresc, o nimeresc. Da, ce să mai, m-am îndrăgostit de această carte. De poveste nu vă mai zic, că deja cred că v-am zăpăcit, dar și de carte, uitați-mi ce halată, superb, superb și mă bucur tare mult. A fost destul de scumpă pentru o carte, 16 lire, cam atât a fost. Pentru un colecționar, eu zic că merită, mai ales dacă vă place și seria. Au apărut multe astfel de ediții de colecție, au fost și din Regina Roșie, mi-am cumpărat primul volum, dar mi-am luat țeapă cu el pentru că a venit foarte lovit. Foarte lovit, nu mi-a plăcut cum arăta deloc. Sunt cu siguranță foarte mișto și acele ediții de colecție, mi se pare că au apărut pentru fiecare volum, dar v-am zis, eu n-am nimerit o carte ca lumea, am nimerit o variantă foarte proastă și îmi pare rău pentru că astea sunt destul de scumpe. Nu sunt o avere, dar sunt mai scumpe decât edițiile normale. Am văzut că este și pentru Tronul de Cleștear primul volum apărut așa într-o ediție de genul. Vreau să citesc și acea serie, mi-ați spus foarte multe dintre voi, la fel ca și cu această serie, mult dintre voi mi-ați spus să citesc Regatul Spinilor și Altele Trandafirilor, că este foarte mișto și nu știu ce nu v-am ascultat mai devreme. Cam asta este și cu acest book haul. Acestea sunt majoritatea cărților cumpărate în ultimul timp, în 2019. Din august până în decembrie sunt cumpărate, deci am avut cam jumătate de an să cheltui bani pe cărți. Sunt destule, ce am aici, plus încă pe atâta mai sunt acasă, în România, deci suficiente. De fapt, stați, că acum mi-am amintit. Firar să fie, că atunci când o să postez acest clip o să fim deja în 2020. Că ce mai e, mâine și poimine și gata, se termină anul. Vai de capul meu și nu v-am zis la mulți ani. Aoleu, ce amețită! Deci clipul ăsta, uite, așa e, pe toate părțile. Oameni dragi, vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și vreau să vă urez la mulți ani și un 2020 cât mai bun, mult mai bun decât 2019, decât 2018, să vă îndepliniți tot ce v-ați propus. Vă urez cât mai multă sănătate și fericire, pentru că astea sunt pe primul loc. Să fim sănătoși și fericiți, că restul lucrurilor vin, le rezolvăm noi cumva. Până una alta, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo încerc să postez cât de des pot eu. Nu uitați să dați un like acestui clip dacă v-a plăcut și, bineînțeles, să vă abonați dacă mai vreți să vedeți și alte clipuri făcute de mine. Spuneți-mi în comentarii ce cărți ați primit voi de Crăciun sau ce cărți v-ați cumpărat în ultima vreme. Aștept cu mare drag comentariile voastre, sugestiile voastre și ce să mai, vă pup și ne vedem în clipul următor.